Dragii mei, bine v-am regăsit în această după-amiază, care se pare că totuși va deveni un pic ploioasă, dar să spunem că și ploaia este bună la ceva. Vreau să facem o legătură între ploaie și invitatul de astăzi, care nu este nimeni altul decât domnul inginer Socol Marcel, director executiv al APIA județului Hunedoara. Bine ați venit, domnule director! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. E o mare bucurie să vă am în studio, pentru că știu că aveți un timp extrem de limitat. Apropo, ca așa o picanterie cu domnul director, la telefon mai greu îl prind. Dacă îi dau un mesaj, veniți? Da. Asta e tot aranjamentul nostru pentru emisiune. Foarte, foarte rapid. Vreau să vă întreb, domnul director, când a început campania de primire a cererilor în anul acesta? Spre deosebire de anii trecuți, cumva am încălcat acest program, încălcat cu ghilimele, vreau să spun, cu mine rigoare, și o să mă explic, în sensul că nu am început, ca de obicei, la 1 ianuarie anul curent, ci la mijlocul lunii aprilie. Pentru o lună și jumătate pierdută din punctul nostru de vedere, în sensul solicitării mai intense a funcționarilor noștri, APIA Central, Ministerul Agriculturii, a făcut demersurile necesare la Comisia Europeană. Comisia Europeană a aprobat, nu numai pentru România, și pentru alte state, prelungirea termenului de depune a cererilor, nu până la data de 15 mai, ci până la data de 15 iunie, perioadă în care, în anii trecuți, dacă se depuneau cerere, era o perioadă cu penalități de 1% pe zi de întârziere. Pe zi. Pe zi de întârziere. De data aceasta, depunerea în perioada 15 mai, 15 iunie a cererilor fermierilor pentru subvențiile pe 2015 nu vor conduce la penalități din partea noastră. Dragii mei, avem și un număr de telefon 0354410434, dat fiind faptul că avem directorul agenției APIA Hunedoara aici în studio, putem să valorificăm cunoștințele și mai ales să ne dea răspunsuri la eventuale probleme pe care le putem semnala. Deci sunați fără nicio problemă. Domnule director, vreau să vă întreb când se termină această sesiune de depunere cererii, de primire cererii. Pentru 2015, da. Sesiunea de depunere cererii se termină la data de 15 iunie anul curent. E destul de aproape. Este destul de aproape. Acum, de exemplu, cam ce procent din fermieri a venit să depună? Până acum procentul este destul de mic, în sensul că aproximativ un sfert din numărul fermierilor raportat la numărul fermierilor în 2014 au depus cereri în acest an. Ceea ce inițial am mers mai greu și asta sunt cauze obiective în primul rând, subiective țin de organizarea noastră, dar îmi place să cred că din acest punct de vedere noi ne-am organizat. Am văzut, dar băieții dacă sâmbătă lucrează ca brazii și am văzut foșnind ceva și duminică. Mai am ceva câteva de rezolvat, nu putea să stai acasă. Da. Lucrăm și sâmbăta și duminica. Da. Alternativ, în sensul că trebuie să respectăm și prevederile codului muncii și mai departe, nu de aceea spun alternativ. Director, aici e ca la seceriș, când e timpul de secerat, acum faci totul că și după aceea te mai odihnești, dacă mai, da, mai ai timp. Da, dar trebuie să respectăm. Trebuie, da, trebuie respectată și literalmente. Funcționari publici trebuie să respectăm o zi de pauză, pentru că altfel din punct cad funcționarii publici din punct de vedere fizic, psihic, e un stres, e o oboseală destul de accentuată, dar din experiența lor din anii trecuți, să sperăm că vom rezista și vom primi toate cererile din partea fermierilor. Spun că această perioadă a fost mai grea ca altele pentru că a intervenit noua politică agricolă comună 2014-2020. Anul 2014, făcând excepție din acest program, în sensul că
în sensul că cererile s-au primit aproximativ la fel ca în perioada 2007-2013, în 2014, cu mici excepții, cu câteva probleme, dar 90% din cererile au fost identice cu cele din 2013-2012. În anul 2015, în schimb, s-au adoptat noile regulamente europene pentru perioada 2015-2020. Legislația românească normal a trebuit să înșușească aceste reglementări noi ale Uniunii Europene și ordonanța de urgență numărul 3 din aprilie 2015 consfințește cadrul juridic în care noi putem să primim aceste cereri. Perioada a început mai timid ca orice lucru nou. Bineînțeles că și softul cu care lucrăm a suferit modificări esențiale. Ordinul de ministru este un ordin cu totul nou, ordinul 619, care duce, luminează, să spun așa, prevederile ordonanței, anumite articole care trebuie detailate. Și acum mergem, să spun, într-un ritm aproape normal. De ce spun aproape normal? Pentru că încă mai sunt probleme mici care se ivesc din punct de vedere tehnic, informatic și... În ceilalți ani cădea sistemul, pur și simplu. Nu putea da, să se mileze. Da. De data aceasta, cu bucurie, și mie mi-a fost teamă că în 2015 numai asta ne mai trebuia la o legislație nouă, la un sistem informatic nou, nu mai trebuia numai să mai cadă sistemul. Nu avem probleme de acest ordin. Bun, spuneți-mi ce aduce nou anul 2015 pentru fermieri și bun, să spunem. Sau mai puțin bun, și partea cealaltă. Cum să vă spun? În primul rând, fermierii sunt interesați dacă sprijinul financiar pe care ei se bazează, e normal să fie așa, sprijinul financiar nerambursabil și neimpozabil este mai mare sau mai mic decât în anii precedenți. Tendința de creștere a acestui sprijin se va menține și în următorii ani, astfel încât în anul 2020 să ajungem la o sumă variind între 200-220 de euro pe hectar. Dacă în anul trecut, după validarea suprafețelor și a numărului de cereri a fermierilor din România, a rezultat o sumă de 152,88 euro pe hectar, care a fost plătită integral tuturor fermierilor din România, deci și fermierilor hunedoreni. Se dorește ca în fiecare an aceste sume să crească cu aproximativ 200 de dolari, 200 de euro pe an pe hectar. Deci numărul schemelor de plată a crescut. Deci dacă acum până acum aveam o schemă directă pe suprafață și încă două scheme care se mai puteau accesa, mă refer la pachetele de agromediu și la schema de zonă montană defavorizată. Da. În acest an numărul schemelor a crescut simțitor, schemelor de acces. Ele sunt 7 scheme de data aceasta care pot fi cuplate, nu toate accesate în același timp, dar se pot cupla în așa fel încât suma ce revine fermierilor să fie din ce în ce mai mare. Și dacă vorbesc, în primul rând, schema de plată unică pe suprafață a rămas aceeași ca și în anii trecuți. Documentele care sunt necesare a fi prezentate la centrele locale APIA au suferit unele modificări, în sensul că adeverința de la registru agricol
A rămas aceeași, ca și în anii trecuți. Același format, da. Același format, în sensul că am făcut o derogare și APIA și primim adeverințele referitoare la anul 2014. Pentru că nu sunt gata registrele agricole. Pentru că nu sunt completate registrele pe anul 2015 și această derogare este valabilă numai anul acesta. Deci fermierii se pot prezenta cu adeverințe din registrul agricol din evidența pe anul 2014. În plus, conform Ordinului de Ministru 737, dânsii trebuie să mai aducă, fermierii mă refer, la APIA, la centrul local, o adeverință, un tabel centralizator al tuturor actelor care justifică utilizarea legală de către fermieri a celor suprafețe. Concret, este un tabel în care este indicat tipul contractului, că e de concesionare, că e de arendare, că e de comodat, închiriere. Utilizare cu titlul gratuit sau altceva, nu? Da, comodat asta exact, înseamnă. Este un tabel care cuprinde suprafețele, cu parcele, cu suprafețele totale, dar aceste acte, în original, rămân la primăria respectivă, din UAT-ul respectiv. Am înțeles. Noi nu le mai solicităm, terminăm și cu birocrația, ei le prezintă atunci când se înregistrează în registrul agricol, ele sunt acolo în original și nu trebuie un tabel centralizator care este sarcina fermierilor să completeze cu viza primăriei, este verificat de către funcționarul nostru public, se depune la dosar și este suficient pentru a îndeplini una din condițiile de administrare a dosarului. Condițiile celelalte de eligibilitate rămân aceleași, minim un hectar alcătuit din parcele de minim 30 de ari. Rămân și în perioada 2015-2020, aceleași ca și în vechiul PAC 2007-2013. O să vă rog să ne dați niște valori concrete. Cam cât va primi un fermier pentru un hectar de teren arabil? Bun, știu că e pe culturi, dar acum nu intrăm chiar în amănunte. Minim mai așa. De pășune, făneață și altele. Da, problema este că nu vă pot răspunde la această întrebare și o să mă și explic de ce. Știu un singur lucru care e foarte important. Sumele alocate acestor scheme sunt mai mari decât anul precedent. Asta înseamnă că și oamenii vor primi mai mulți bani. Dar cuantumul sumei pe unitate de suprafață pe hectar se stabilește atât în sectorul ca și în sectorul zootehnic, spun, se stabilesc vis-a-vis de subvențiile pentru crescătorii de animale, se stabilesc numai prin hotărâri de guvern. Am înțeles. Cum? Nu vom ști dacă la finele campaniei suprafața eligibilă declarată de către fermier și stabilită de către APIA Central este mai mare sau mai mică decât suma acordată de către Uniunea Europeană. În cazul în care suprafața eligibilă este mai mică, se va primi o sumă mai mare. În cazul în care suprafața eligibilă este mai mare decât suprafața cu care noi am încheiat condițiile de aderare cu Uniunea Europeană, se va micșora acel coeficient de reducere liniară pe care fiecare fermier îl găsește în decizia lui de plată și spune diferențe, reducere liniară. Este o sumă, este vorba de banii pe care fermierul nu-i va primi. Nu-i va primi pentru că la nivel de țară a fost o suprafață mai mare, exact. Și atunci procentual de la fiecare fermier se
tai o sumă de 2, 3, 5, 7% în așa fel încât suma pe unitate de suprafață în toată România să fie aceeași și în mod echitabil fiecare fermier. Asta, deci procentul ăsta are o formulă de calcul foarte bine definită, exact, să nu existe excese. Să nu existe. Ce vreau să vă întreb, domnule director executiv, în legătură cu valorile ajutoarelor pentru animale? Schemele de plată, spre deosebire de în anii precedenți, există o singură schemă de plată unică, atât pentru suprafețe, mă refer la terenul agricol, teren arabil, pajiște, pășune, cât și pentru crescătorii de animale. Crescătorii de animale depun cereri, la fel ca și orice fermier, tot în această perioadă. Dacă în anii precedenți, în vechiul politică agricolă comună 2007-2013, aceste scheme erau separate, în sensul că exista aceeași perioadă 1 martie, 15 mai pentru suprafață, depunerea de cereri, iar subvențiile pentru animale erau în iulie, în august, în octombrie pentru anul respectiv. Continuu. Funcție de schemele de plată, măsurile de sprijin complementare care veneau în ajutorul fermierului. De data aceasta, cererile sunt unice și se depun la aceeași perioadă. De ce? Pentru că aceste două module mari trebuie să conducă la sintagma fermier crescător de animale, care prin legislația existentă și prin modificarea ordonanței 34, ordonanța 34 din 2013 reprezintă administrarea pășunilor. Acum am observat că s-a făcut un lucru foarte bun, s-a legat existența unui animal de existența pășunii sau fâneței a terenului agricol. Deci nu mai este așa. Au fost cazuri când a luat 200 de hectare în arendă, cum numai el știe, și la un moment dat o să las, că nu mai trebuie animale. Da, trebuie să fii crescător de animale ca să poți primi și subvenția pe suprafață. Da, eu tot am întrebat și cealaltă dată dacă există modalități de a verifica într-adevăr dacă e vorba de un fermier și nu e vorba de un băiat deștept care și-a luat pământ, și-a luat animale și e bine mersi, se încadrează în lege. Cam acest lucru încearcă să se statueze. În primul rând, având în vedere direcțiile viitoare ale politicii agricole comune, mă refer la cele din 2020 înainte, se preconizează ca aceste subvenții să vină pe unitatea de exploatație, de fermă. Deci se va face cumva ca și la OJFIR acum, când cineva depune un proiect, o evaluare a fiecărei ferme. Se va face nu numai din punct de vedere al terenului și al animalelor deținute în exploatație. Mă refer din 2020. Deci aceste sume vor trebui să vină direct la cei care au animale, au teren și prestează o activitate agricolă, în urma căreia rezultă un surplus de produse care poate fi valorificate în exteriorul exploatat, în exteriorul fermei. Adică plus valoarea care se valorifică pe piață. Deci acum fermierul deci în această va fi idee, ce în această idee, în perioada 2015-2020, sintagma se ține atât de mult de această sintagmă crescător de animale. Pentru că sunt situații diverse și la noi este valabilă. Da, da, da. Sunt deținători de terenuri care nu au animale. Da. Sunt deținători, cazul fericit, de animale și de terenuri și mai este și cazul nefericit când sunt crescători de animale care nu au terenuri. Eu am întâlnit un caz într-o primărie din județul acesta când la un moment dat un domn
să-i spun individ, nu știu, avea în jur de vreo 550 de hectare pentru un număr de oi și alți crescători de animale n-aveau nimic. Și primar a spus, nu te mai obosi să mă convins să le dau, că nu le dau. E legal să le fi dat în timp util, n-au venit, salut popor. Deci o lipsă totală de înțelegere și nu știu dacă e tocmai ok. Ordonanța 34 obligă cumva OAT-urile, consiliile locale, primăriile, ca excedentul de suprafață agricolă, fie arabil, fie pășune, spun excedent pentru că fiecare UAT-ul, fiecare primărie este forțată să-și facă un bilanț în fiecare an, un bilanț al patrimoniului propriu, mă refer privat, domeniul public și privat, iar dacă spun domeniul public sau privat, că pot să fie și introduse la un capitol sau la altul, pot fi și înstrăinate, adică sau concesionate, închiriate, iar surplusul care rezultă din radierea unor contracte, din expirarea lor la un termen, acestea să fie dată cu prioritate fermierilor din UAT-ul propriu. E normal să dea pe o perioadă de 50 de ani suprafețe foarte mari. Suprafețe mari, de sute de hectare pe 50 de ani. Să vă spun? Trebuie văzut de la caz. Dacă îți vine un investitor care spune că eu investesc 15 milioane de euro. Nu mă refer. Păi, eu înțeleg. Când vine și pune clădirea acolo, noi am spate. 10 milioane de euro și spune că îți creează 50 de locuri de muncă la tine și va angaja numai oameni în comună, atunci da. Adică trebuie aplicarea așa rectilinie a legii, fără să gândim și la nuanțări și la situații diferite, la oameni poate să fie... Dăunătoare. Vreau să vă întreb, domnule director, dacă în anul acesta sau de acum înainte, fermierul va fi întrebat ce ai făcut cu banii. Pentru că s-au cumpărat foarte multe jeep-uri și tot felul de chestii, oameni care nu prea au tangență cu agricultura. Eu știu, cel puțin 10. Legea spune clar că banii trebuie să se reîntoarcă acolo unde locul și pentru care au fost dați. Exact. Deci ei dacă au fost dat pentru agricultură, în agricultură trebuie să se întoarcă. Există, să spun așa, anumite probleme vis-a-vis de persoanele fizice, fermieri care solicită acești bani. Dar acum și aceste persoane fizice care peste 5.000 de euro ca sumă din plăți directe obținută în anul precedent, trebuie să aleagă între a transforma într-o persoană juridică sau o persoană fizică autorizată sau poate să rămână și persoană fizică, dar trebuie să depună la ANAF în fiecare an acele declarații din care rezultă veniturile realizate. Bineînțeles că ANAF-ul va impozita aceste venituri conform reglementărilor în vigoare, 16% impozit. Este vorba de, mă refer la cei care obțin sume de peste 5.000 de euro numai din subvenții. Nu mă refer la cei mici care obțin câteva sute de euro sau 1.000 de euro sau 2.000 de euro. Nu se pune problema lor. Nici cum că sunt cei mai fericiți. Deci chiar folosesc banii aia în scopul agricultură. Deci, iar dacă ne referim la persoane juridice, există un mecanism, ceea ce înseamnă control financiar asupra persoanelor juridice, iar pe cealaltă parte urmează să pe cealaltă persoanelor fizice să plătească impozit. Într-adevăr, dacă nu este încă un cadru legislativ explicit, să spun așa, vis-a-vis de acești bani, dar banii sunt verificați extrem de corect de către mai multe instituții ale statului român și ale comunității europene. Adică, la ce mă refer? APIA, din punct de vedere administrativ, ca administrator al acestor bani,
Este verificat de Curtea de Conturi a României, este verificat de către auditele proprii, este, la nivel central există o direcție antifraudă, există control intern, tot în cadrul direcției antifraudă, există de asemenea audite din partea Comisiei Europene, care nu au ocolind județul Hunedoara, nu a fost anță, nu avem audit din partea Comisiei Europene. Am avut audit și din partea Curții de Conturi de la Luxemburg, în județul Hunedoara. Deci există, să spun așa, un control asupra acestor deci sume de bani care vă ajută care, să nu faceți greșeli, că la un moment dat da. A greșit destul de omen. Vreau să vă întreb ce se întâmplă în cazul unei întârzieri, din motive mai mult sau mai puțin obiective. Unei întârzieri... Pentru depunerea... Pentru depunere. Păi, în primul rând, dacă din termenul... nu depui în termen, ai riscat să nu-ți mai fie valabilă cererea pentru acel an. Nu ai riscat. Sigur nu mai e valabilă cererea. Deci nu mai este eligibilă. Dăm mai puțin bani, dăm mai puțin Nu. Până pe data de X... 15 iunie. 15 iunie. Atât. Da, după aceea depui cererea. Sunteți convins că toți vor reuși să depună cereri? Întârziați și împiedicați, întotdeauna vor fi pe ei. Sunt și de aceea, de fiecare dată, oriunde am fost invitat la conferințe, în mass media, întotdeauna am făcut apel la fermieri să se prezinte la ora și la data stabilită în programările care s-au făcut, pentru că ei au primit acasă, din partea APIA, o dată și o oră când se prezinte și inclusiv pe acea adresă sunt enumerate toate documentele cu care el trebuie să se prezinte la APIA. Au venit o dată, au venit de două, de câte ori valabil îi se spune la centrul local de ce are nevoie, cum trebuie să fie, de unde obține. În această misiune a noastră de primire a cererilor din partea fermierilor, avem nevoie și mulțumesc că foarte mulți primari din județul Hunedoara au înțeles acest mesaj. E și interesul lor. Interesul tuturor oamenilor din OAT-urile respective, fie el comună, oraș, municipiu. El cu ei lucrează. Exact. Au înțeles și acordă în aceste zile, pentru că nu e ușor nici la primării, nici la noi. Cu zile la noi și la primării să elibereze toate actele necesare, corecte, respectivului fermier, ca să poată beneficia de aceste sume. Domnule director executiv, aș vrea să vă întreb despre cazul în care fermierul este foarte în vârstă și nu vrea să dea mai departe terenul, animalele. Am văzut eu, la dumneavoastră acolo, am văzut două băbuțe, că nu pot să le spui altcumva. În baston, și cam ce fel de fermier mai reprezintă acea doamnă? Ce facem aici? Dreptul ei, ca cetățean român, este să beneficieze de legea și legislația română. Dar totuși e vorba de agricultură. Agricultura nu se face la 75 de ani. Cum să vă spun? Faptul că revin la ideea dinainte vis-a-vis de deținătorii de pășune și mai puțin de animale. Există foarte mulți care nu mai depun în acest an, destui de mulți, pentru că spun că nu au animale. Nu au animale și nici nu vor să-și cumpere. Da. Nu vor nici să-și cumpere, nici așa. Mai mă refeream la o categorie de persoane, dacă este să vorbim cu cărțile pe față. Bineînțeles că asta e și... Și mă refeream la cei crescători de animale, la ciobanii care au oi și care nu au teren. Există din partea unor persoane deținători de terenuri care au încredințat, spre administrarea aceste pășuni ciobanului. Există presiuni care de data să zică, păi hai dă-mi o oaie, două, trei, zece pe numele meu ca să te las să pășunezi în continuare, că dacă nu... pleci de aici, de pe suprafața mea, ca să ia în continuare. Nu este tocmai corect.
Acum, dacă e să respectăm dreptul la proprietate, să spunem că fiecare face ce vrea cu proprietatea lui. Dacă ar fi vorba de o aie, două, trei, ciobanul, nu știu dacă ar fi, dacă cioban adevărat ar fi deranjat de chestia asta. Ia-le, frate, că și eu câștig de pe urma asta. Da, dar acum depinde. Poți să vezi cu arenda cum face, mai mare, mai mică, poți să reglezi niște conturi, dar... Sunt și alte înțelegeri nescrise între proprietari și unele ciudate și unele care cam deranjează și pe cioban dacă îi spui, păi eu nu-ți dau niciun act. Pentru că în condiția în care dă un act știe că beneficiarul subvențiilor este, asta vreau să beneficiarul este utilizatorul terenului arabil, nu neapărat, dacă proprietarul se confunde cu utilizatorul, în sensul că el are animalul lui propriu, are persoană, da. Și aceeași persoană, da. Okay. Dar nu întotdeauna când prin arendă, prin concesionare, prin închiriere. Da, familia în vârstă, 70 ceva de ani, are 10-12 hectare și la un moment dat vorbește cu un cioban. Chiriașul, arendatorul, cel care arendează, proprietarul, arendatorul, nu întotdeauna au ei drept, ei nu au niciodată dreptul de a solicita bani la APIA, pentru că nu ei lucrează efectiv pământul. Exact. Cei care lucrează aici terenul, aceia au dreptul. Dom'le, pământul meu, l-am cumpărat eu trebuie să primez banii. Da, dacă lucrezi, totul. Dacă lucrează altcineva, atunci acela are dreptul. Am înțeles. Domnule director executiv, vreau să vă întreb despre cazurile pe care le-ați verificat sau le veți verifica dumneavoastră în care nu se lucrează pământul. Adică nu se curăță, nu se îngrijește, nu se da. Vede că e o activitate acolo. Se vede că se pășunează. E clar, se vede că asta. Dar sunt ciulini, sunt pomi răzleți, sunt tot felul de astea și atunci te miri. Măi, cum a primit omul ăsta bani? Am auzit fermieri există, care erau foarte deranjați. Domnule, dacă nu voi primi eu bani, atunci mă duc la domnul director cu lista și arăt. Păi spun, dar de ce numai atunci? Tu de acum. Că atunci ești de bună credință când semnalezi că îți ia banul tău. Păi da, să vedem prima dată ce-o fi. Fiecare fermiere, prin semnarea cererii de sprijin direct pe suprafață și prin semnarea anexelor la această cerere, își asumă o serie întreagă de obligații, exact. Inclusiv de ceea ce vorbeați dumneavoastră. Posibilitatea noastră cu un corp de control de ordinul a 15 oameni de a verifica 147.000 de hectare cât au fost anul trecut eligibile, este aproape imposibil. Numai elicopter nu v-ați luat la APIA, că încolo ăla chiar trebuie să meargă la mică distanță. Bănesc că, până la urmă, trebuie... Există un control, nu prin elicopter, dar din satelit există, se numește teledetecție și avem parte de teledetecție în acest an. Am fost cu un lucrător de la dumneavoastră la primăria de care vă spuneam și primarul spunea, nu știu, dacă aici sunt vreo 30 de hectare, mare lucru noi. Și băiatul dumneavoastră a scos ăsta, și a spus, 53,15 hectare. M-a înghițit în sec, da, bun, hai să mergem mai departe. A văzut că nu poate să păcălească. Da. Nu, pentru că noi controlăm tot ce se extrage din eșantionul de control stabilit de către APIA Central. Nu noi stabilim pe cine să verificăm sau nu. Dar, de regulă, sunt de ordinul a 5, 600, 700 de fermieri. Sunt mulți care spun că au fost verificați în ultimii 3 ani în fiecare an. Softul care selectează fermierii care se iasă la control... Nu e vorba de culoarea ochilor? Sau nu este vorba. Se stabilește la București, noi primim exact lista cu care cei care trebuie să-i controlăm. Și, de exemplu, dumneavoastră, dacă putem mergeți... și noi. Da, putem să noi să eșantiom la control. Acum, unde sunt probleme și noi ne dăm părerea, băi, ceva nu e în regulă acolo, putem să eșantiom
să eșantionăm manual și să scoatem la control. Dar dăm curs și suntem obligați să dăm curs tuturor reclamațiilor, bineînțeles, asumate, cu adresă și așa mai departe. Un grup de tovarăși, mai țineți de că pe timpul lucească... Da, cu grupul e mai greu să... Un grup indignat de tovarăși. Dar tuturor acestor sesizăm, dăm curs și constituim echipă, decizie și se merge la control. Peste tot, dar pe eșantian de control și la deciziile și, sunt destul, și la reclamațiile făcute și sunt destule, nu vă spun, ieșim la control și stabilăm dacă s-au respectat sau nu s-au respectat angajamentele de către fermieri. Vis-a-vis de acest spus de ciulin și de vegetație nedorită de, pe pășunile noastre, că nu le-au întreținut și știm că sunt din ăștia, dar atunci când constatăm acest lucru, sancțiunile sunt așa de mari încât nu merită să riște, să nu-și curețe. Nu vreți să le pășunea. Spuneți există... un pic așa rapid aceste sancțiuni, să mai reîmprospătăm. Sancțiunile pecuniare. Păi, deci dacă rezultă, dacă ai o suprafață relativ mică, da, mă refer 2, 3, 5 hectare, uh-huh, și ai făcut, pe 4 hectare ai curățat, pe 1 nu. O să zici, contract, pe atunci înseamnă că iau cu 20% mai puțin. Da. Nu, dar problema este alta, că ai un hectar, acest hectar se scade din cele 5, se raportează un hectar care nu l-ai curățat la 4, rezultă un procent de 25%, este peste reglementarea mea care îmi spune că cei peste 20%, peste 100%, este exclus toată suprafața de la plată și calculezi și penalități. Deci, practic, omul acela are 5 hectare, unul nu-l face, nu mai primește bani. Nu mai primește bani. Deci, iar sancțiunile sunt echivalentul a dublului suprafeței neîngrijite. Este legal dacă sunteți acționați în instanță de un eventual păgubit, instanța poate să spună, domnule, nu este bine să iei de 2, de 3 ori mai mult, s-a întâmplat așa ceva decât a primit? Să iei mai mult de 2, 3 ori. Ce? Nu vă înțeleg. Dacă... găsiți un fermier sau pseudo-fermier de ăsta care spune, a, păi eu vă dau judecată. Toată lumea îmi spune așa. Păi avem destule procese. Aveți. Nu, dar de regulă le câștigăm. Nu, le câștigați. De regulă. N-au fost cazuri când a trebuit 99% să... 99% le-am câștigat. 99%. Mi-au spus mai mulți oameni și am văzut că erau, într-adevăr, erau țărani autentici, veritabili, care spuneau, domnule, uite, au venit oamenii și mi-au tăiat niște suprafețe pentru că de sus copacii acoperă o anumită suprafață. Există cazuri de asta? Ce vă referiți la controlul prin teledetecție? Da, da. Noi în ultimii doi ani, în ultimii doi ani nu am mai avut control prin teledetecție. Anul acesta vom avea. Există această posibilitate, exista, mai bine zis, uh-huh, asta o veste oarecum destul de dură, în sensul că dacă se constată de către teledetecție că suprafața cerută la plată este mai mare decât suprafața determinată, da, se calculează acele raporturi de care spuneam, vis-a-vis și de calculul penalităților și de tipul lor, și se sancționează fermierul respectiv. Până acum exista posibilitatea acolo unde spunea că satelitul este la un mit unghi față de pământ, da, a fost după ora 17, soarele era la apus și a lăsat o umbră pe teren, că există și chestii, existau și cazuri din acestea, exista temeiul legal
în vechiul PAX. Trimitem echipele de control acolo unde existau asemenea cazuri. Și acum? Se încheia un raport comasat. Iar raportul comasat care se încheia în urma controlului era ultimul care era valabil. Deci dacă într-adevăr era așa și noi constatam că umbra aceea a fost de vină, era bine. Dar de multe ori s-a constatat că și nu era. Și acum, domnule director? Dar acum, ceea ce spune cei de la Gauss care fac acest control prin teledetecție, rămâne definitiv. Ei nu pot greși? Păi ei zic că nu pot greși, că aparatelor sunt de asemenea perfecțiune încât se calculează. Eu am mari dubii că există ceva care sunt nu poate convins, să dea eroare. Sunt convins că se vor reglementa. Nu, speciale, fac nu sunt încă reglementări. Că da. 2015 terminăm noi cu reglementările pentru primirea cererilor și după aia vin și reglementările pentru control și mai departe, pentru teledetecție. Avem mai puțin de 5 minute din această emisiune care a trecut prea repede. Vreau să vă întreb despre animale, după care să îmi spuneți și ceva despre tendințele pe care le aveți dumneavoastră, pe care le vedeți în ceea ce vrește mersul apia. Haideți să vedem dacă are sau nu are animale. S-a făcut o verificare a numărelor animalelor? Dacă are fermierul? Da. Dacă are și are și teren, primește subvenție și pe animale și pe teren. Am auzit acum de niște sunt mai multe cazuri. Legende de saci de plin cu crotalii și chestii de-astea. Poate au că fost? Sunt legende, bine ați spus. Eu nu le cunosc, nu am la cunoștință de ele, dar medicul veterinar este cel care eliberează adeverința și care îl ajută pe fermier să obțină, să se înregistreze în RNE, în Registrul Național al Exploatațiilor, zootehnic, care îi dă această calitate de crescător de animale prin rol de fermier și cu care el se poate prezenta la apia și depune cereri atât pentru animale, pentru subvenție pentru animale, cât și pentru suprafață. Există, să spun așa, o deosebire, pentru că animalele, și mă refer la toate animalele care au într-o exploatație, participă, mă refer la ovine, caprine, bovine, ele toate participă la calculul încărcăturii pe suprafață, care a rămas același. Minim 0,3 UVM, maxim 1 UVM. Aici, când depun cererile, sunt cererile pentru calculul încărcăturii pe suprafață. Există și cererile care, tot din acest sistem, cererile pentru subvenția. De exemplu, noi, ANT-ul, Ajutorul Național Tranzitoriu, fostul PNDC, Plăți Naționale Directe Complementare, sau CNDP, cum mai spunea, acum e aceeași mărie cu altă pălărie. Tot din bugetul național se suportă, există. Pe 2014 le-am plătit pe toate, și la bovine, și la ovine, și la caprine. Tot așa vom plăti în continuare și pentru bovine, caprine, ovine. Și în anul 2015, cu considerarea că în acest an, dacă mă refer la bovine, de la 10 capete de bovine în sus. Aici vreau să fac o remarcă, până acum era vorba de, în vechiul PAC, de 3 animale, 3 bovine. Și am spus, păi cum? A rămas un segment, 3, 10, 4, da. 9, care rămâne fără subvenție. Când spun 3, mă refer la data de referință 31 ianuarie 2013, când au fost înregistrate vitele și rămân în continuare și primesc bani și pentru 3, dacă au acea dată de referință 31 decembrie, chiar dacă sau 17 aprilie 2014, dacă data de referință exploatația înființată în anul 2014 rămân valabile în continuare și în anul de cer 2015, pentru cele noi trebuie minim 10 vite, dar pentru segmentul rămas liber se pregătește o lege de compensare de către Ministerul Agriculturii, o lege de minimis, prin care se prevede că și acest sector de fermieri crescători de animale vor primi Domnule bani. Director, avem sub un minut din această emisiune. Aș vrea să mi spuneți așa foarte telegrafic cam care credeți dumneavoastră, sunteți un analist bun ceea ce privește mersul lucrurilor în apia, ce credeți că va urma până în 2015? Cum vor merge lucrurile până în 2020?
Eu cred că se va merge pe întărirea fermelor existente. Există o schemă de plată, se numește plata redistributivă, care se va acorda fermierilor între 5 și 30 de hectare. Dacă ne referim la acele PFA-uri, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, Uniunea Europeană consideră că o sumă de hectare variind în jurul 30 este cifra, 25-30 hectare este cifra optimă pentru a putea administra și a putea controla ca asociație familială și o dezvoltare așa pe ferme, pe familie, ar fi suma optimă de hectare de administrat. Mai mult, din această cauză, pentru acest sector de fermieri există plata redistributivă, care înseamnă sume de bani în plus față de cei care au de la 1 la 5 hectare și care au peste 30 de hectare. Vă rog, pentru fermierii care ne urmăresc acum, să mai spuneți încă o dată termenele limite pentru care trebuie să vină la API atunci. 15 iunie 2015 și îi rog pe toți fermierii din Hunedoara să se prezinte la centrele locale, centrul județean, atunci când sunt programați data și ora. Dacă întârzie, după această dată, noi încercăm să reprogramăm, dar nu știu cum vom mai putea. Dacă... Domnule director, vă mulțumesc pentru această emisiune. Cam înghesuită, ca de obicei, avem multe de discutații, timpul nu ne iartă. Vă mulțumesc pentru amabilitate și vă invit ca după termenul limite să mai veniți sau dacă există vreo problemă între timp, cu cea mai mare plăcere sunteți invitat permanent în această emisiune ca să vorbim despre fermierii noștri. Vă mulțumesc. Dragii mei, ne vom opri aici. Eu sunt Adrian Oprea și vă doresc o zi cât mai bună. Mâine vom face un pic de istorie cu domnul Firțag, domnul deputat Gheorghe Firțag, după care vom mai vedea. Să ne vedem cu mine. La revedere!